într-o caricatură trebuie să scoatem în relief defectele și pe care le accentuăm în limita posibilului. Deci nu trebuie accentuate mult, iasă din asemănare. Cătălin Bilea este doar unul dintre studenții Academiei Popa Popas. Pasionat de caricatură și descoperit la vreme de maestrul Popas, orșoveanul le împărtășește acum tinerilor severineni din experiența sa. Cei mai mulți elevi s-au prezentat la cursuri din curiozitate. Mi se pare interesant, adică pentru început e bine. Te descurci? Da. Pentru alții, acest gen de artă cu destul de multe necunoscute ar putea să devină la un moment dat meserie. Mai ales că mulți dintre ei urmează cursurile Liceului de Artă din Turnu Severin. Îmi place foarte mult să desenez și mă relaxează. Desenez și am zis că de ce să nu încep, să nu încerc. Am observat că am cât de cât talent și am zis că să încerc să fac mai departe. Pentru început, cei 15 cursanți s-au familiarizat cu câteva noțiuni de bază. În săptămânile ce vor urma, profesorii le vor scoate la iveală, rând pe rând, tehnicile realizării unei caricaturi, așa cum scrie la carte. Rețeta succesului este simplă, răbdare și foarte multă muncă. Scopul acestui curs este de a descoperi tinere talente din municipiu și pentru a-i promova la concursurile de caricatură și umor naționale și internaționale. Cursul de caricatură este gratuit și reprezintă materializarea unei idei a maestrului Ștefan Popa Popas, cetățean de onoare al Severinului, de a pune la dispoziția tinerilor talentați școala sa de caricatură. Propunerea primită cu deschidere de consilierii locali începe deja să se contureze. Deocamdată s-au înscris la cursurile ce se organizează în fiecare sâmbătă și duminică la teatru 30 de tineri.